Salutare și bine v-am regăsit, băieți și fete și pasionați de automobile. Nu am un Passat electric, dar am cel mai apropiat lucru posibil de așa ceva. Acesta este noul Volkswagen ID.7. V-a plăcut show-ul? Cam atât de mult se poate mișca deocamdată mașina, pentru că avem în față o mașină concept. Este un prototip, să spunem, îmbrăcat într-un camuflaj un pic mai special. Și cred că v-ați prins deja din demonstrație că nu avem de-a face cu un camuflaj obișnuit, pentru că este fotoluminiscent. Este o vopsea specială pe care cei de la Volkswagen au aplicat-o pe mașina aceasta de show, care astăzi este într-un fel de avantpremieră aici, pentru că va fi prezentat oficial abia în a doua jumătate anului 2023. Dar ce știm până atunci despre Volkswagen ID.7? Păi știm câteva cifre importante. În primul rând, este o mașină de 5 metri, adică este un sedan așa cum trebuie. Și dacă te uiți așa din lateral, este o mașină destul de mare. Îți aduce mai degrabă ca senzație cu un sedan de clasă medie-mare deja. Este la o primă vedere așa de jur împrejur, îmi dă senzația că este ceva mai mare decât Passatul. Pentru că dacă te gândești că de desubt este platforma MEB, platforma de mașină electrică de la Volkswagen, cu siguranță este foarte mult spațiu la interior. Aceeași platformă este folosită deja pe ID.4 și deja, dacă te uiți cu atenție la mașina asta, pare un fel de ID.4 sau un ID.5 turtite. Și din lateral cam așa arată. Este un sedan cu un spate de hatchback mare, o mașină de 5 metri lungime cu un ampatament de 3 metri, adică distanța între roata din față, puntea față și cea din spate este de 3 metri. Ce înseamnă asta? Foarte mult spațiu pentru cei de la interior. Sunt multe chestii similare, spre exemplu cu ID.6, o mașină pe care nu o poți cumpăra în Europa pentru că se vinde în China, unde se cer mașini mai spațioase. Lucruri similare le-am mai văzut și pe conceptul acela Aero, ID Aero, care are tableta deja la interior. Ce nu pot să vă arăt la interior, pentru că avem de-a face cu o mașină de show, este tableta aia de 15 inci în diagonală, pusă central și știu deja că dacă ai auzit și de ventilația aia inteligentă cu gurile alea controlate digital de pe tabletă, te duce mintea direct, evident, la concurentul care este deja în piață de câțiva ani, vorbim despre Tesla Model 3. Nu mă deranjează că seamănă, îmi doresc competiție pe segmentul ăsta, pentru că cei de la Volkswagen cu ID.7 promit ceva mai mult. Dacă plecăm de la informația anunțată deja oficial că ID.7 va merge până la 700 de km în ciclu VLTP și pentru că știm că se bazează pe platforma MEB, putem deja să ghicim cam ce o să se întâmple din punct de vedere tehnic la bord. Asta înseamnă că în podea o să apară cel mai probabil o baterie de cel puțin 100 de kWh. Asta este o veste bună pentru cei care vor să facă drumuri lungi cu o mașină electrică. Dar asta nu înseamnă că va fi o mașină care va accelera foarte tare. După cum știm deja, marea majoritate a modelelor de la Volkswagen nu se laudă cu accelerație extraordinară, ci încearcă să puncteze mai degrabă la autonomie, la confort și la ceva tehnologie. Da? Bun, așadar, ID.7, o mașină mare care va merge departe și vine deja într-o serie cu multe mașini reușite. Avem ID.3, ID.4, ID.5, cu tot felul de variante Pro, GTX și așa mai departe. Mie îmi place însă cel mai mult asta. Îmi doresc foarte mult un sedan care să meargă kilometri mulți ca să convingă cât mai mulți dintre voi că se poate cu o mașină electrică, care arată bine. Hai să ne legăm un pic de felul în care arată. Fața. Din față seamănă foarte, foarte mult cu un ID.4 sau un ID.5, vă spuneam, turtit. Am același concept din față, aceleași tipuri de faruri, aceeași bară înaltă, cam aceleași forme. O capotă însă destul de scurtă, dar un parbriz destul de lung pentru aerodinamică. Și aici apare o diferență importantă față de
un ID4 sau un ID5 care sunt într-un format din ăsta de, să zicem, crossover, aici mașina stă ceva mai jos. Asta o să ne aducă mai multă aerodinamică și o mașină care va avea o eficiență mai bună, pentru că ne plac mașinile mai joase dacă vrem să ajungem departe cu consumuri mici. O mașină înaltă va împinge mai mult aer. Dar din lateral sunt lucrurile cu adevărat interesante, pentru că, vă spuneam, este un sedan, dar arată mai degrabă ca un SUV un pic turtit. Și asta și pentru că zona asta de aici din spate arată ca un hatchback. Și chestia asta îmi place foarte mult. Îmi place tare, tare de tot spatele. Dar până una alta, uite de cât de mari sunt ușile. Mari de tot. O să fie un acces foarte bun, mult spațiu la interior. Va fi una dintre cele mai spațioase mașini electrice, cel puțin la prima vedere, din câte mașini electrice am mai văzut, cred că o să rivalizeze la spațiul interior cu Model S și cu EQS de la Mercedes, spre exemplu. Pentru că dacă avem o mașină electrică cu bateriile în podea și cu două punți atât de îndepărtate între ele, va fi mult spațiu acolo la interior, plus că vom avea foarte mult spațiu, sunt sigur, și în portbagaj. Spatele arată mult mai bine. Am senzația asta de SUV un pic turtit. Vezi și haionul ăsta, destul de înalt așa, care se continuă de pe plafon. Cel mai probabil va fi un plafon de sticlă, sunt aproape sigur de lucrul ăsta, dar haionul se prelungește din plafon și se termină dintr-o dată, similar cu SUV-urile. Un ID4 sau un ID5 ceva mai turtit. Sunt sigur că aici avem foarte mult spațiu în portbagaj pentru o familie care vrea să facă călătorii lungi. Că de-aia vrei o baterie atât de mare, de care în viața reală, de cele mai multe ori, nu o să ai nevoie. Dar arată bine, da? Avem siglele astea Volkswagen iluminate, cel puțin și în față și în spate, pe partea asta de concept, cam asta am văzut. Nu o să poți să o comanzi însă cu vopseaua asta luminiscentă care schimbă vreo 4 culori pe ea. Avem și mov, avem și albastru, și galben, și roșu, pe lângă partea asta de negru. Iar stopurile astea mi-aduc aminte în același timp și de un, ID4, vă spuneam, dar sunt ceva mai turtite și mai alungite. Cam asta e la prima vedere. Nu avem foarte multe informații, sunt extrem de puține cifre pe care Volkswagen le-a făcut publice până la momentul ăsta. Avem în față un concept, dar care ne promite că în 2023, în partea a doua anului, vom vedea pe piață un sedan full electric de la Volkswagen care să rivalizeze cu celelalte, altfel prea puține opțiuni pe segmentul acesta de sedan pe care le avem la dispoziție. Serios acum, cu cine se va întâlni mașina asta în piață? Păi cu aproape nicio mașină germană. Gândiți-vă bine la chestia asta. Nu prea avem sedanuri, adică mașini normale, berline, dacă vreți, pe piață, full electrice, în afară de Model 3, Model S, EQE și EQS de la Mercedes. Mi-a scăpat vreuna importantă pe care de care să-ți amintești rapid, nu prea sunt. Tocmai de aceea mă bucur foarte tare că grupul Volkswagen vine cu așa ceva pe un segment în care sunt sigur că nu o să ceară mai mult de 50-60 de mii de euro. Și nu sunt bani puțini, dar dacă te uiți deja că ID4 are ofertă promoțională de pe la vreo 37-38 de mii de dolari în Statele Unite, nu sună rău deloc dacă vor fi doar câteva mii în plus pe un ID7. Și încă o dată, nu cred că vei avea nevoie de bateria mare. Sunt sigur că o să ofere și opțiunea cu 77 de kWh și sunt convins că va fi mai mult decât suficientă pentru cea mai mare parte a timpului. Va avea și asta încărcare rapidă, însă la capitolul putere și accelerație nu sunt cifre oficiale, dar din nou, dacă ne uităm un pic pe fițuică, pe cifrele oficiale de la ID4 sau ID5, de pe toate versiunile, ei nu s-au lăudat niciodată cu puteri care să ducă spre 300 de cai putere, pentru că dacă vom pune pe fiecare punte cât 150-200 de cai maximum, va fi mai mult decât suficient pentru oricine. Nu o să facă suta, evident, foarte, foarte repede, ba chiar accelerația va fi destul de puternic nivelată. Nu poți să obții consumuri atât de mici pe cât promite Volkswagen cu astfel de mașină dacă o să accelerezi prea des și prea tare. Dar astea sunt deocamdată speculații și supoziții. Una peste alta, îmi place foarte tare ID7. Mă bucur foarte mult că vine în piață, îmi doresc mai multă competiție, mai multe opțiuni și chiar mi-ar plăcea să conduc una din astea. Sunt tare curios cum merge și abia aștept să o vedem și pe străzi în partea anului 2023. Cam așa arată un prim contact cu o mașină concept foarte interesantă, cu vopsea pe care nu o să poți să o cumperi, dar din fericire, pentru că împarte platforma cu alte modele ale grupului, putem să intuim cam ce o să ne poată oferi.
Și mă bucur încă o dată foarte tare că Volkswagen aduce un sedan în această piață și abia aștept să vină competiția să se lupte cu ei, nu doar la performanță, ci mai ales la prețuri. Sper că ți-a plăcut clipul de astăzi. Dă un like dacă crezi că merită, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Te salutăm de aici, de la CES 2023, și dacă ai rămas aici pe clip până la final, aruncă un ochi și pe magazinul nostru preferat de gadgeturi, www.gb.ro. Numai bine!